Bună ziua și bun găsit, vă spunem și de această dată. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Avem astăzi un invitat special al emisiunii noastre. Este vorba despre doamna profesor universitar dr. Mihaela Albu, scriitor, jurnalist cultural și cred că am putea să mai vorbim mult și bine despre dumneai, mai ales bine. De data aceasta, doamna profesor vine cu două volume care au apărut și care a reușit să-și continue neobosita muncă de recuperare a culturii exilului românesc. Volume care ne îmbogățesc și de asemenea volume recunoscute și premiate de către specialiștii în domeniu. Vă mulțumesc tare mult, doamna profesor, că ne-ați fost alături. Eu am încercat să fac o prezentare cât mai frumoasă a dumneavoastră, dar vă mărturisesc că este destul de dificil, pentru că vorbim de un om cu cu experiență atât de vastă și cu o capacitate de muncă atât de mare, încât este foarte dificil în momentul în care trebuie să vi se facă o prezentare, pentru că sunt atât de multe lucruri de spus și atât de multe idei frumoase care se învârt în psihic și în inimă, încât devine dificil de a le verbaliza. Mulțumesc frumos! Nu e chiar așa, dar oricum o experiență de viață și prin vârstă, dar și prin, eu știu, prin împrejurările vieții, pentru că e posibil să fi trăit mult într-un singur loc și fără să ai niciun fel de experiență deosebită, și alta este să fii călătorit, să fii cunoscut oameni, pentru că te îmbogățești prin ceea ce vezi, prin ceea ce cunoști, prin oamenii pe care îi cunoști. Ei îți dau de la ei foarte mult și atunci tu automat te îmbogățești, și am avut acest noroc, această șansă în viață să cunosc mulți oameni, să cunosc și locuri, nu atâtea câte aș fi vrut, dar și mai ales că trăind o bună parte din viață, cea mai mare parte din viață în timpul comunismului, n-am avut ocazia să văd locuri deosebite și în afara țării, evident, dar am avut și norocul să trăiesc 89 și să trăiesc până acum, încât să pot să circul și să văd anumite locuri, anumite obiceiuri, anumiți oameni care, încă o dată spun, ne îmbogățesc, m-au îmbogățit pe mine. Și continuați să faceți acest lucru, pentru că continuați să cercetați și să documentați și să cunoașteți mari personalități care nu sunt neapărat contemporane cu noi, dar pe care ni le aduceți în față. Știu că astăzi veniți de la arhive. Ați fost tocmai pentru a vă documenta, pentru a cunoaște o nouă personalitate a culturii românești. A căuta amănunte pe care nu le știam, a căuta documente pe care nu le știam, pentru că altfel această personalitate, și nu este cuvânt mare, mă refer la Nei Herescu, care a fost și profesorul regelui Mihai la Școala Palatină. Iată, acolo a fost o selecție extraordinară și Nei Herescu a fost unul dintre profesorii regelui Mihai. A fost de 5 ori ales președintele Societății Scriitorilor Români, înainte de a se numi Uniunea Scriitorilor, se numea Societatea Scriitorilor Români, de 5 ori ales. Și cred că am mai spus-o, secretar era nimeni altul decât Mircea Eliade. Mircea Eliade, cu care era foarte bun prieten, și când Nei Herescu a ajuns la Lisabona, trimis chiar de regele Mihai la o conferință de pace, să-i spunem, o conferință imediat în 44, în august, puțin înainte de 23 august, la Lisabona, a fost găzduit 3 luni de Mircea Eliade. Deci această personalitate, căreia eu îi dedic primul studiu monografic, pentru că s-a scris despre el, s-a mai scris, s-au și reeditat istoria literaturii latine a lui, și de asemenea profesorul Liviu Franga de la Universitatea București, care este profesor de studii clasice, acesta a reușit să reediteze 3 volume ale lui, două, primul și al doilea, care se numeau Miliarium și Caiete clasice, și făcând un studiu introductiv. Sigur, în Dicționarul General al Scriitorilor Români este inclus. Sunt, cum spuneam, mai multe studii despre el, dar
Un studiu monografic serios nu avem. Un precedent există în 84 al profesorului Emil Dumitrașcu de la noi, de la universitate, dar un studiu cu curaj făcut în 84, accentuez, pentru că Nei Herescu era unul dintre cei fugiți, era unul dintre exilați și ca atare să ai curajul la vremea aceea să scrii o carte, o mică, o cărțulie, să-i zic așa, despre Nei Herescu, era un curaj. Pe de altă parte, mă gândesc eu că i s-a permis, sau nici măcar nu s-a trecut neobservat, pentru că era reprografiat la Universitatea din Craiova, în condiții grafice precare și, în același timp, pentru uz intern. Și ca atare, cred că cenzura și, mă rog, ochii albaștri n-au luat cunoștință, mă gândesc. Dar și 84, poate că mai trecuse așa un pic, nu erau anii 50-60. Dar un studiu serios, amplu, asupra vieții și activității lui în general, nu s-a făcut și el a fost și titor de reviste în Craiova. Vor fi multe de spus. Sper să iasă cartea cât mai repede și atunci să vorbim la mai carte, pe larg. Aș vrea să le spunem că pot să găsească mai multe informații în numărul 1 al anului 5. Așa, al revistei Antilete. Da, dedicată lui Nei Herescu. Dar dacă mi se mai permite, eu știu, niciun minut, mai puțin un minut, accentuez revista Antilete preia din opera acestor scriitori cărora le dedic numărul respectiv, dar sigur există și alții în cuprinsul ei. Deci direct poeziile lor, fragmente din romane, să spunem, din cărțile lor, nu neapărat studii despre respectivul scriitor, sau dacă există fragment de studiu sau, eu știu, un portret al lui, este făcut tot de cei din exil. Adică este din exil despre exil. Ceea ce facem noi acum, dacă facem un studiu monografic, este punctul nostru de vedere și cercetarea noastră asupra unei opere încheiate, asupra unui om care nu mai trăiește. Și opera lui este încheiată. Ce întâmplare? S-a deschis la pagina 17, unde avem rugăciune. Rugăciune cumva pentru o țară nevinovată. Apropo și de contextul prin care trecem și ce se poate găsi în această revistă, revista Antilete. Aș vrea însă să dedicăm un pic mai mult timp celor două volume. Exact. Despre cel care va apărea, sper că vom putea să îl prezentăm. Doamne ajută, mai dacă, pe larg. Dacă exact. Suntem sănătoși până atunci, cu siguranță. Dacă ne lasă vremurile. Da. Îl cităm pe Eminescu. Dă-i pace. Exact. Până la urmă, doamna profesor, bine ar fi să încercăm să ne concentrăm fiecare pe treaba noastră. Absolut. Și să lăsăm... Exact. Să ne facem datoria. Să își continue parcursul. Așa este. Ați venit cu două volume, așa cum spuneam, două volume foarte bine primite de către colegii dumneavoastră, de către colegii de specialitate. Unul dintre acestea a fost premiat la Putna, de data aceasta, la finalul Festivalului Literar Mihai Eminescu, ediția 21-a. Unde ați primit premiul de excelență Mihai Eminescu, acordat pentru cel mai bun volum de exegeză și iditologie eminesciană. Da. Vorbiți-ne și spuneți-ne ce înseamnă acest premiu pentru dumneavoastră, ce înseamnă acest volum pentru dumneavoastră, pentru că este un volum care cumva ne aduce aminte de poetul nostru național, Mihai Eminescu, Din exil acasă, mai exact titlul Din exil acasă, cu Eminescu de mână, și îl parafrazați pe Vintilă Horia. Absolut, absolut, da. Mai întâi, ideea pentru care sunt mândră, și dacă mai sunt mândră de ceva, este munca.
În rest, sigur, cartea nu mi-aparține și nu este, cum se vede, nici numele meu, decât în interior, cu studiu introductiv, note, comentarii și așa mai departe. Pentru că acest masiv volum le aparține lor, celor care au scris despre Eminescu, celor care, urmându-l... O să vă rugăm să ne mai arătați un pic, da, coperta. Celor care, urmându-l pe Vintilă Horia în spusele lui, voiau să se întoarcă acasă cu Eminescu de mână. Vintilă Horia, ca să pornesc de la el, și are aici, sigur, articole, Vintilă Horia avea biroul în care permanent exista fotografia lui Mihai Eminescu, alături de el. Și la un moment dat chiar a scris așa ceva: ne vom întoarce acasă cu Eminescu de mână. Pentru ei, pentru cei din exil, Eminescu nu era nici cadavru din Devara și nici lucrurile abominabile care, pe care le-au spus o parte dintre scriitorii noștri de astăzi. Nu înțeleg deloc de ce și cum. În niciun caz, nu cred că din invidie, pentru că nu le umbrește cu nimic scrisul lor, dacă fiecare are loc pe acest pământ și dacă vor să ajungă să-l atingă pe Eminescu, mai bine s-ar fi străduit să scrie cu talent decât să scrie împotriva, pentru că discutam și aseară cu un coleg, nu cred că există în Germania vreo revistă în care să fi fost Goethe, de exemplu, atacat, sau, eu știu, în Franța, Victor Hugo, să spunem, așa cum în România a fost atacat Eminescu. Nu înțeleg de ce încă o dată. Ca atare, cei din exil erau mândri că îl au pe Eminescu în cultura lor, că se identifică cu o cultură în care s-a născut Eminescu. Și ca atare, acest ne întoarcem acasă cu Eminescu de mână, sigur, metaforic, însemna noi stăm sub semnul lui Eminescu. Noi, dacă facem ceva în aceste țări unde istoria, soarta ne-a așezat, noi facem pentru că noi venim din cultura în care a fost Eminescu. Deci ideea mea a fost că studiile, articolele, unele ocazionale, sigur, aniversarea nașterii, comemorarea decesului, dar și studii serioase, unele de mai mare amploare, altele de foarte mare amploare, adică o carte întreagă sau cărți întregi, ei le-au dedicat lui Eminescu. Acum există și lui Caragiale. Există, sigur, ei s-au ocupat în continuare de literatura română, chiar dacă unii dintre ei au scris și în alte limbi. Sau au scris propria lor creație, propriile lor poezii, în română, în spaniolă, în italiană, germană și așa mai departe. Dar nu puteau să nu scrie, să nu cerceteze din altă perspectivă, din alt punct de vedere, pentru creația eminesciană, pentru că, în fond, distanța îți oferă perspectivă. De la distanță vezi lucrurile oarecum altfel. Și ei, mulți dintre ei, aveau o cultură net superioară celor de acasă și nu neapărat, hai să spunem așa simplist, că erau mai deștepți, iertați-mi exprimarea chiar simplistă, ci pentru că aveau acces la documente, la o informație generală vorbind, nu neapărat despre Eminescu, dar aveau o cultură filozofică. Mă refer, de exemplu, la Constantina Măriuței, care l-a tradus pe Heidegger, care l-a cunoscut pe Heidegger. Oamenii aceștia, ca Vintilă Horia,
care a călătorit la centrele pământului, în ghilimele centrele, adică la cele mai importante minți ale contemporaneității, ale secolului 20. Și spunea el undeva, numai cu submarinul nu am mers. A călătorit cu toate mijloacele de transport și insist acum pe faptul că această călătorie de lungă durată și de distanță mare pentru a face interviuri cu cele mai iluminate minți ale secolului a fost plătită de o revistă medicală, această călătorie, în Spania. Și în continuare, Spania este țara care îl cinstește pe Vintilă Horia. Nu știu cât îl cinstim noi, ca să nu spun mai mult. Biblioteca Națională, și l-am auzit pe directorul Bibliotecii Naționale, mândrindu-se, din Madrid, mândrindu-se cu faptul că au toată opera lui Vintilă Horia în bibliotecă, că au manuscrise și așa mai departe. Mă întorc la Eminescu. Așadar, Vintilă Horia avea fotografia lui Eminescu pe birou și permanent și alții, chiar dacă nu la propriu, o aveau în minte. Și opera eminesciană, în continuare, o citeau și unii, mulți dintre ei, se vede numai cum arată cartea aceasta de mare și, sigur, nu cuprinde tot. Omenește nu a fost posibil să cuprind tot, mai ales că este făcută în timpul pandemiei. N-am putut ajunge la Biblioteca Română de la Freiburg, unde avem cele mai importante documente și cărți și manuscrise și reviste ale exilului. N-a fost posibil să ajung acolo și ca atare ce am putut găsi, am găsit. Chiar am fost ajutată de Crisula Ștefănescu, care a fost la Europa Liberă. Am fost ajutată de preotul Irineu Farcaș, care la München are de asemenea o bibliotecă a parohiei și mi-a făcut fotocopii Xerox și mi-a trimis de câte ceva. Și în sfârșit, unde am putut, am apelat și am reușit să adun, zic eu, 90%, poate mai mult, din materialele pe care le-am putut face rost despre Eminescu. Inclusiv copertele ilustrează și ele, de asemenea, exilul românesc. Pe prima copertă este bustul lui Eminescu făcut de Nică Petre și care este în Canada, la câmpul românesc de la Hamilton. Iar coperta 4 este statuia lui Eminescu de la Paris, a lui Ion Vlad, în apropierea Sorbonei. Am cerut editurii Muzeului Literaturii Române să pună aceste fotografii pe copertă. Mi s-au părut cele mai reprezentative. Deci una Canada, adică continentul american, una Paris, continentul european. Sigur, există mai multe statui ale lui Eminescu și poate era asta bine. Asta și ca un semn de exclamare pentru acele voci care susțin că Eminescu este necunoscut în afară și chiar desuet. Necunoscut pentru că, mă rog, sigur, sunt cunoscuți scriitorii de către oameni de specialitate. Acum nu ne așteptăm ca de pe stradă. Dacă vom întreba, eu știu, mergem și facem un interviu pe stradă și întrebăm cine a fost Goethe sau cine a fost Pușkin sau cine a fost, nu știu câți vor spune. Așa și dacă întrebăm pe stradă în Paris sau în Roma sau în Madrid cine a fost Eminescu, acum, nu compar neapărat, sigur sunt multe, de la posibilitatea de a traduce un poet care a scris cu rimă și ritm și cu muzicalitate eminesciană și a traduce un romancier, de a gândi că suntem totuși o țară din Est care în timpul comunismului și chiar și acum s-a promovat ceea ce convenea regimului și mai marilor. Există acea butadă
cine e mai în vârstă știe, Zaharia Stancu era președintele Uniunii Scriitorilor și romanul său de Sculț a fost tradus în zeci de limbi. Și era ca o glumă, de Sculț umbră prin lume în sandale de aur. Adică tradus și cu bani și tradus cu multe, multe, multe exemplare, încât sigur că e o diferență. Pe de altă parte, tot Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil, a fost așa de mult editat și tipărit, mai bine zis, tipărit și tradus, încât se duceau cu camioanele cărțile în alte țări. Și a fost tradus în 20 și ceva de limbi. Și ca să duci cu camioanele volume înseamnă ediții, adică în foarte, foarte mult, un tiraj foarte mare. În sfârșit, deci Eminescu pentru noi a rămas ceea ce ne-a spus Călinescu, ceea ce ne-a spus ceilalți critici, Perpesiciu, sigur, edițiile, și ceea ce se spune astăzi în mai mult speculându-se asupra morții lui și cu informații mai mult sau mai puțin adevărate asupra vieții. În acest volum se poate găsi ceva cu totul special apropo de întunecarea lui, de faptul că cu 6 ani înainte, dacă i s-a întunecat mintea, n-a mai putut scrie, și un medic, Ovidiu Vuia, are mai multe, are chiar cărți și mai multă informație asupra situației fizice a lui Eminescu în ultimii săi ani. Și demonstrează cu poezia La Steaua, de exemplu, faptul că el, de fapt, varianta pe care o avem noi acum și pe care o știm toți pe din afară chiar, a fost scrisă în anii aceia întunecați. Și demonstrează pe coloane variantele anterioare care erau inferioare celei pe care o știm astăzi. Iată așadar unul dintre articolele care poate aduce informații chiar și pentru publicul larg, curios, doritor să știe mai multe și despre viața omului și despre ce s-a întâmplat cu el, și nu numai analize docte asupra filozofice, asupra operei eminesciene. Am pornit, nu știu cât timp mai am, am pornit în această... Suntem la jumătatea emisiunii. Deci mai este timp. Bun. Am pornit, sigur, după ce am făcut un studiu eu, Exilul cultural românesc sub semnul lui Eminescu, am pornit de la un cuvânt înainte al lui Mircea Eliade, la prima ediție a poeziilor lui Eminescu, prima ediție scrisă în exil, publicată în exil. Pentru că știm bine, în primii ani de după instaurarea comunismului la noi, Eminescu întâi a fost interzis, apoi a fost cenzurat, se învăța numai fragmentul acela din Scrisoarea treia și din Împărat și Proletar, și sigur Doina era interzisă. Iată că în 49, în exil, s-a făcut prima, s-a tipărit prima ediție a operei eminesciene, la o poezie, Poesii se cheamă, Poesii cu S, ediție de privegie. Și aici este și singura ilustrație, am pus, se vede foarte slab, am pus în 49, să nu uităm, am pus coperta cărții. Deci este cuvântul înainte, Paris, septembrie 1949. Ce spune Eliade?
citesc la întâmplare din final, pentru noi Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru și cel mai strălucit geniu pe care l-au zămislit pământul, apele și cerul românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea însăși a acestui cer și a acestui pământ cu toate frumusețile, durerile și nădejdile crescute din ele. Noi, cei de aici, rupți de pământ și de neam, regăsim în tot ce am lăsat în urmă, de la văzduhul munților noștri și de la melancolia mării noastre până la cerul nopții românești și tăiul înflorit al copilăriei noastre. Și recitindu-l pe Eminescu, ne avem în aceste câteva zeci de pagini pe care o mână harnică, nu știu ce. Credeți că va face pe cineva să se rușineze lectura acestui volum? Bună întrebare. Cei care nu s-au rușinat nici nu vor dori să știe că există. Părerea mea. Merg în continuare pe superbia, auto-superbie, dacă pot să spun așa, și nu-i interesează. Nu-i interesează decât propria persoană și faptul că prin acel scandal, prin revista Dilema și ce au mai făcut după aceea, ei pare că rămân, cred, au căpătat o oarecare notorietate. Da, și cred că așa rămân în istoria literaturii și a culturii noastre, așa cum detractorii lui Marius Orescu, pentru că suntem astăzi, poate azi într-un fel suntem în ziua în care s-a născut Orescu, pentru că februarie a avut 28 de zile și astăzi, 1 martie, am fi în a 29-a zi. Cei care l-au criticat și l-au blamat și au scris acea urâtă scrisoare împotriva lui Marius Orescu, vorbim despre ei. Deci ei există astfel, dar nu știu dacă așa aș vrea să rămân, în mai bine anonim decât, eu știu, cu o pată pe care unii încearcă acum să o spele. Nu mai vorbim despre asta. O să revenim mâine cu o ediție dedicată lui Marius Orescu. Da. Altă ediție de poezii la editura hispano-română Salamanca în 1950. S-a datorat lui Aurelio Răuță, iar un personaj, o persoană din exil, care s-a remarcat nu numai prin ceea ce, știu că s-a ocupat și de numismatică la un moment dat, dar prin generozitatea lui extraordinară. În ultimii ani, el a organizat și a sponsorizat un mare simpozion dedicat exilului românesc care s-a ținut la Paris. Și iată, în 50 scoate această ediție, încă o ediție de poezii a lui Eminescu. Ce vreau să spun? Pe de altă parte, aceste articole sau studii sau fragmente de cărți sunt în ordine cronologică. Pentru nu neapărat puteau fi în ordine alfabetică autorilor, dar atunci nu am fi avut o imagine, zic eu, în desfășurare a preocupărilor pentru opera eminesciană din 1949, cum arătam, și terminând cu Ovidiu Vuia, despre care am vorbit înainte și care, a cărui carte a fost în anii recenți, nu rețin acum, dar nu are importanță, fragment, așa, cartea spre adevăratul Eminescu a apărut chiar în anul 2000. Deci, preocupările despre studiile despre Eminescu, despre opera eminesciană, sunt din 49 și până recent. Am deschis întâmplător la Constantina Măriuței, despre care am mai vorbit înainte, și care are articole foarte profunde și dintr-un unghi de vedere foarte interesant al filozofului,
apropo de poezia eminesciană, cum el are de asemenea despre Caragiale și chiar și despre Păcală. Dar oamenii aceștia, încă o dată spun, prin informația pe care o aveau în străinătate, prin accesul la biblioteci, au avut și o altă perspectivă, un alt unghi de vedere. Și mi-am adus aminte cu bibliotecile, un alt scriitor român și savant român, Emil Turdeanu, care la Sorbona studia extraordinar de mult și a fost un nu-mi place șoarece de bibliotecă, dar un om de o seriozitate extraordinară. Așa cum Lucian Bădescu, și cred că l-am mai amintit, fostul profesor al lui Virgilia Runca, care teza de doctorat a avut 800 de pagini și care se contrazicea cu comisia, el știa mai bine, și comisia de la Sorbona nu era comisia de la noi de acum, o să fiu amendată pentru asta, dar este adevărat, dar el ajunsese la o profunzime a cunoașterii extraordinară și 800 de pagini, o teză de doctorat, dar felul în care el dialoga cu comisia în pauză, Monica Lovinescu și Virgilia Runca i-au atras atenția, totuși tu ești candidat. Asta scrie Virgilia Runca în jurnalul său. Nu am fost de față, dar mă bazez pe ceea ce știau ei. Și iată, am deschis la Nei Herescu, că vorbiserăm despre el, și titlul articolului său se numește Acum 70 de ani, Doina. Deci, acea poezie de la Nistru până la Tisa, tot românul plin sumisa. El, publicând acest articol în revista Înșirte Mărgărite, în 1953. Sigur, articolele, încă o dată spun, iată, Ienunca, Eminescu la Sorbona. Ion Guția, Soluții de continuitate a timpului în poezia lui Eminescu. Aceasta este o carte întreagă pe care eu am copiat-o și am inserat-o aici. Toate, absolut toate articolele și cărțile și tot ce am putut găsi, repet, le-am copiat în computer fără să am ajutor. Mă simt datoare să fac cumva o adăugare la cele spuse de dumneavoastră, să nu-și imagineze cumva cineva care întâmplător butonează televizorul, că este foarte simplu să găsim aceste articole. Nu vorbim de articole pe care le găsim pe Google. Da, da. Da, da. Așa. Deocamdată pe internet nu sunt. Iată, iar Constantina Măriuței, zborul liric din Luceafărul și domnișoara Hus. Compară, dar nu așa cum se învață la școală la noi, ci lucruri cu totul diferite cu Ion Barbu. Tot a Măriuței, neființa lirică. Și tot a Măriuței, estetica stării de dor. Iată Anneli Ute Gabani, care trăiește în Germania și care a fost la Europa Liberă și care, de la care am o conferință susținută în 75 în Germania, în cadrul întrunirii festive prilejuite de împlinirea a 6 ani de activitate a Cenaclului Apoziția și desfășurată sub semnul comemorării a 125 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Mi-am adus aminte, deși nu am ajuns încă, la un, să zic, concitadin, dar e născut la Coțofeni. Era născut la Coțofeni, dar a terminat... Coțofeni din Dolj. Din Dolj, de lângă Craiova, dar a studiat, ca și mulți alții, ca și Nei Herescu, la Liceul Carol. Și chiar am citit Victor Buescu, numele său, și chiar am citit undeva că a avut cea mai mare medie la bacalaureat pe țară. Victor Buescu a fost profesor la Universitatea din Lisabona, a fost la început asistentul lui Nei Herescu la Catedra de Latină de la București
Și de ce l-am inclus? Pentru că el a făcut o traducere în portugheză, ajutat de, și de un poet portughez, a poeziilor lui Eminescu. Foarte apreciate traduceri în limba portugheză. Iată încă ceva în plus față de ce se cunoaște. Și, dacă mi-amintesc bine, Mircea Eliade a făcut chiar o cronică la această carte a lui Victor, la aceste traduceri ale lui Victor Buescu, cu aprecieri, chiar apreciindu-l pentru ceea ce a făcut. În general, se scrie despre poezie, în general. Mai puțin despre proză și mai puțin despre articolele politice, despre jurnalistul... Politice, economice. Economice și așa mai departe, despre jurnalistul Eminescu. Există aici un fragment dintr-un studiu al lui Leontin Jean Constantinescu, care a fost colegul de la ambasada României la Lisabona, al lui Mircea Eliade. Leontin Jean Constantinescu, un om de o mare seriozitate, profunzime, care și-a făcut studii și a completat studiile în străinătate și care are un articol intitulat Perspectiva gândirii politice eminesciene. Deci puțin diferit de ceea ce Eminescu, de o personalitate care se pare că era foarte temută la vremea respectivă în rândul politicienilor. Da, sigur, pentru că Eminescu nimic nu lăsa netrecut cu vederea și mai ales nu scria ca să scrie, ca să mă exprim așa. Adică era profund și avea proprietatea cuvântului în tot ceea ce spunea. Am amintit înainte de Ovidiu Vuia, dar există filozoful Octavian Vuia, care, de asemenea, de exemplu, titlul este A gândi cu Eminescu. George Bălan, nebănuitul Eminescu. Nicu Caranica, care are o carte, nu de dimensiuni mari, pentru un Eminescu total, sau un esculap al sufletului românesc. Deci un vindecător al sufletului românesc. Și așa mai departe. Beneficiază cartea de o postfață extraordinară și nu mă feresc de cuvântul extraordinar, al lui Teodor Codreanu, unul, să nu spun cel mai important, pentru că poate deranjează, ci unul dintre cei mai importanți eminescologi și, dacă e să-l citez pe Basarab Nicolescu, cel mai important critic român actual. Deci asta a spus-o Basarab Nicolescu în public și ca atare îmi permit să-l citez. Deci Teodor Codreanu, în momentul în care i-am spus ce intenționez să fac, s-a oferit să facă postfața fără a-l ruga. Este o postfață serioasă și de mare întindere și sunt mândră de faptul că la începutul, chiar la începutul postfeței, spune că pentru ceea ce am făcut niciodată nu vom putea, spune el, să-i mulțumim îndeajuns. Deci, poate cultura română îmi va mulțumi, sigur, nu trebuie să mulțumească niciun fel, ci să ia în considerare faptul că această carte există și că trebuie citit Eminescu și prin perspectiva celor care au trăit departe de țară. Iată, îmi permis să citez primele fraze ale lui Teodor Codreanu. Postfața se numește Eminescologia exilului, piatră unghiulară a rezistenței prin cultură. Cu antologia de față din Exil acasă cu Eminescu de mână, operă trutnică a doamnei Mihail Albu, căreia nu vom ști suficient să-i mulțumim, cultura românească se îmbogățește cu o comoară inestimabilă, care este ceea ce numesc, prin titlul acestei postfețe, Eminescologia
exilului. Recunoștința a fost într-adevăr, sau recunoașterea, mai bine zis, a fost acel premiu, care este premiu național. În ianuarie sunt două premii naționale, unul la Botoșan pentru poezie, și anul acesta a fost chiar și un scandal, cred că se cunoaște, și celălalt pentru studii de eminescologie și editologie, care este la Suceava și se înmânează la Pudna. Și să nu uit să spun, n-am știut, dar am văzut după ce am luat cartea, că acest volum a apărut cu sprijinul primăriei Dumbrăveni, județul Suceava, primar Ioan Pavel. Iată un primar deschis dintr-o comună aproape de lângă Suceava, exact, Dumbrăveni, care a finanțat această carte la Muzeul Literaturii. Și probabil că și premiul era tot din bani, nu știu. Dar asta ne dă speranță, doamna. Exact, profesor. Exact. Asta spun și eu, pentru că eu când am depus cartea, nu am cerut nicio sponsorizare, n-am știut cum va, în ce condiții va apărea. Am scris la editură, directorul Ioan Cristescu a fost interesat și mai departe ei, și mulțumesc juriului, mulțumesc nu numai lui Teodor Codreanu, care a făcut parte din juriu, dar președintelui Adrian Dinu Rachieru, care a ținut foarte mult să fie premiată această. Se găsește? Se găsește volumul? Volumul se găsește pe site-ul editurii, editura Muzeului Literaturii Române. Chiar mi-au spus doamnele de la librărie, se intră pe internet, se comandă și ei trimit gratuit cartea. Gratuit? Da, ei o trimit gratuit. Bine, nu trimit cartea. Poșta, transportul. Transportul, ei o trimit gratuit. Așadar, dar volumul din exil acasă... Asta cu Eminescu de mână. Eminescu de mână. Studii de, și articole despre opera eminesciană. Timpul probabil că ne-ar mai fi trebuit pentru a reuși să descifrăm, însă invităm pe cei care sunt interesați sau până la urmă pe cei care au o datorie față de această țară și de acest popor și mai ales cei care activează ca și profesori. Da, mă gândesc și eu că de limba și literatura română și nu decât. Exact, să o lectureze. De asemenea, ne-ați adus așa în prag de, sau cadou de mărțișor și un alt volum, de data aceasta, cumva mai mult destinat jurnaliștilor. Jurnalism cultural din exilul românesc 1948-1989, volum apărut la editura Academiei. Da. Am propus editurii Academiei acest volum, care este o reluare, și am scris într-o notă la început, o reluare din alt unghi a celor două volume pe care le-am publicat la Iași, la editura Timpul, Presa Românească din Exil, primul val, al doilea val. Acelea au apărut cu sprijinul Ministerului Culturii sau în sfârșit al unui for cultural, nu rețin acum, dar editura a obținut să fie publicate acele volume, dar sigur, ele răspund dintr-un punct de vedere celor interesați, adică dintr-un punct de vedere mai didactic, să spun așa, sau mai, nu neapărat școlăresc, dar mai structurat, din ce punct de vedere? Din acela al cronologic și geografic. Adică o oglindă a revistelor culturale din 48, când a apărut prima revistă, Luceafărul, la Paris, și terminând cu anii din urmă, 80 până în 89, deci cronologic și geografic. Geografic pe continente, apoi pe țări, Europa cu Paris, Roma, München, etc. Și încă o dată cronologic, începând cu 1948.
De data aceasta am avut o altă perspectivă. Am, sigur, informațiile sunt și nu sunt de acolo. Unele sunt pentru că nu pot fi altele decât cele care s-au tipărit în revistele respective. Nu puteam să inventez. Dar de data aceasta este pe teme. Deci este tematic, nu mai este cronologic și geografic. De exemplu, un breviar istorico-geografic, apoi semantica titlurilor, apoi inițiatori, fondatori, colegiul redacțional, conținut, tematic, autori, rubrici, genuri literar-culturale, detaliind pe tematică și autori, detaliind apoi cuvântul înainte, cuvântul de început, apoi rubricile, principalele rubrici, evident nu tot, studii și eseuri culturale, prezentări de carte, recenzii, cronici literare, poezie, teme și motive predilecte din poezie, proză, jurnale și memorii, traduceri, portrete, semnalări bibliografice. Mă opresc la acest ultim. Majoritatea revistelor avea la sfârșit un diferit intitulat, dar o bibliografie a ceea ce a apărut de la numărul precedent până la numărul de față, actual, a ceea ce a apărut în exil, reviste, cărți, fie ca o bibliografie simplă, da, sau cu prezentare mai mare sau mai mică, eu știu, de 5 rânduri, de o jumătate de pagină, în funcție și de importanța. Mi se pare această rubrică de o importanță fantastică pentru cine ar avea puterea și răbdarea și mai ales materialul la îndemână să facă o oglindă, o panoramă perfectă a ceea ce a apărut în acești 50 de ani sau cât sunt. Din 48 până în 88 sunt 40 de ani, 89. În acești 40 de ani ar fi, cred, o idee formidabilă și necesară pentru, iată, la biblioteci, de exemplu, dacă ar exista această bibliografie completă a tot ceea ce a apărut în exilul românesc. Și nu ar trebui să meargă direct pe cărți sau pe reviste, ci să ia din aceste reviste, pentru că sunt gata făcute listele respective. La această carte am beneficiat, bine, fiind la editura Academiei, a trebuit să fie cu două referate. Unul a fost de la academicianul Mircea Martin, căruia îi mulțumesc, și al doilea de la profesorul universitar Cornel Ungureanu de la Timișoara, care a scris o prefață, nu foarte mare, dar foarte bine, punctând foarte bine și exilul și ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere jurnalistic în exil. Dacă mai am timp, puțin, am dedicat această carte și vreau să citesc aceste două dedicații pentru că nu le-am pus întâmplător, ci ca o recunoștință în primul rând pentru cei din exil, pentru ei toți care s-au cheltuit acolo. Dedic cartea tuturor scriitorilor și jurnaliștilor care s-au cheltuit în exil, departe de țară, slujind cu noblețe și har limba și cultura română. Despre fiecare în parte se poate spune ceva, se poate spune ceea ce afirmase Nicolae Florescu cu referire la unul dintre aceștia, George Racoveanu. Citez, ceea ce s-a scris durează, înfruntă definitivul, iese din istoria clipei. Și am dedicat de asemenea această carte lui Nicolae Florescu. Memoriei eminentului critic și istoric literar Nicolae Florescu, cel care prin cărți, prin editură, editura Jurnalului Literar, și prin inițierea seriei noi a Jurnalului Literar, revista, a deschis larg poarta întoarcerii acasă a exilului cultural românesc. Din păcate, Nicolae Florescu nu mai este printre noi,
dar editura a tipărit multe dintre cărțile exilului și pentru această carte cu Eminescu m-am folosit de cărțile și de studiile reluate în Jurnalul Literar. Și sigur am făcut această mențiune în carte. Și de asemenea postfața lui Dan Anghelescu, colegul meu, pe care l-am molipsit eu cu ani în urmă de această nouă fațetă, veche, dar nouă pentru noi cei de astăzi, deci necunoscută fațetă a culturii noastre scrise dincolo de hotarele țării. Și ca atare, Dan Anghelescu a făcut postfața, iar sigur pe coperta 4 am pus un fragment din Cuvântul Înainte, un fragment din Cornel Ungureanu, un fragment de la Dan Anghelescu. Vă mulțumim tare mult că ați venit, că ne-ați împărtășit, dar mai mult decât atât, vă mulțumim pentru volumele pe care, iată, le lăsați pentru cei care au ochi de văzut și urechi de auzit. Și minte de înțeles. Exact. Numai că chiar dacă acum nu există ochi și urechi și minte, scrisul rămâne, scripta manet, și ca atare nu se știe când, cine va fi interesat și iată, are la îndemână, fără să mai meargă prin atâtea biblioteci și fără să mai facă atâta efort, studiile despre Eminescu și o parte, mică parte, evident, din jurnalismul cultural în exilul românesc. Mulțumesc! Mulțumesc și eu încă o dată, le mulțumim și celor de acasă și vă urăm toate cele bune!